Specialiștii susțin că internetul, constituit din interconectarea mondială unitară a unor rețele de calculatoare realizată conform unor protocoale de comunicare internațională, a împânzit globul pământesc. Internetul, conform datelor oferite de profesorul Tit Tihon, va deveni ceea ce se cheamă conștiința colectivă, care va acumula toate informațiile adunate de omenire, care continuă să crească exponențial. O formă numită noua sferă, plecând de la ideea de litosferă, atmosferă și toate celelalte, noua sferă care nu este altceva decât o conștiință colectivă, o formă a conștiinței colective în care se adună. Eu am denumit această noua sferă ca fiind internetul și forma de internet care va evolua în curând extraordinar de repede către anume ceva prin faptul că acumularea de cunoștințe acolo unde se depozitează toate informațiile și ajunge la un trilion de trilioane de informații. În noua lucrare a profesorului Tit Tihon, intitulată A cincea civilizație, se vorbește despre un hard imens care va stoca toate informațiile acumulate de omenire și va genera noile forme de energie din noua sferă. Aceasta este o nouă realitate inteligentă prevestitoare a viitoarei civilizații umane.